Lucrurile pe care vreți să le știți și lucrurile pe care eu vreau să vi le spun, ar putea să fie fix aceleași. Și atunci ne-am putea întâlni undeva la jumătate de drum. A venit în Moldova să împărtășească femeilor lecția sa de viață. Vedeta de televiziune, Teo Trandafir, a trăit momente dificile, două divorțuri, greutatea de 140 de kilograme, comă, însă ea nu s-a lăsat pradă suferinței, a luptat pentru a fi fericită și a învins. Toate mergem pe picioare, corect? Mergem. Eram la mine. Urma să nu mai merg niciodată. Și uitam la femeia de serviciu. Vă jur, aia dădea cu mopul treaba de-a mea. Bă, zic, dacă aș putea eu, nu să dau cu mopul, că asta nu se pune problema, adică asta ar fi deja post-universitar. Dacă aș putea să ridic capul, ar fi senzație, dar nu putea de tuburi. Fraților, credeți-mă, e nasol. După ce îți revii din asta, nu te mai iei cu toate porcările. Am bani, dă-i dracu că o facem alții. Teo Trandafir a discutat cu cele peste 300 de femei dornice să-i obțină sfatul. I s-au pus întrebări și ea, la rândul, a întrebat publicul, iar răspunsurile le-a găsit fiecare reieșind din propria experiență. Teo a adus probe personale, trăiri interioare de intensitate maximă. Poți nopți în șir să discuți cu ea, să poți aborda orice temă, orice întrebare. Chiar am rămas plăcut surprinsă cât de adevărat poate fi un om de televiziune care nu joacă un rol, care nu poartă o mască, care dorește doar să împărtășească. Am stat așa și undeva am șters un colț de lacrimă, pentru că într-adevăr cuvintele ei m-au atins. M-am regăsit în ceea ce spune, în ceea ce crede, de fapt. Și pentru că înțelege perfect ce simte o femeie trecută prin relații complicate cu bărbații, Teo a încurajat femeile să creadă în propriile forțe și să învețe din greșeli. Pentru mine, dacă nu e bun ăsta, nu este valabil și pentru el. De ce să te gândești cu mine? Despre relațiile cu bărbații, atunci când am vorbit, toată sala a râs, pentru că, într-adevăr, are un umor foarte fin. Am rămas cu acel gust plăcut după un eveniment. Am rămas deosebit de încântată de prezența ei, de felul de a fi, de modalitatea în care a vorbit, pentru că nu a vorbit de sus, de acolo de unde este, de fapt, ci a vorbit la nivelul nostru, la nivelul femeilor care o îndrăgesc și femeilor care o apreciază.